Bună ziua, dragi cititori, dragi iubitori ai cărții, iată-ne din nou împreună la pastila de lectură în cadrul noii campanii inițiată de editura Herald, 10 cărți autobiografice care te dezvoltă. Încep discuția de azi cu un citat care mi-a plăcut foarte mult din Frederick Douglass, o carte superbă apărută în colecția Autobiografia editurii Herald. Când înveți să citești, devii liber pentru totdeauna, spune Frederick Douglass. Pentru că în perioada 30 aprilie, 10 mai, editura Herald a inițiat și organizează această campanie în care sunt promovate cărți din colecția Autobiografia, mari personalități care au schimbat fața lumii, mari personalități care au schimbat istoria omenirii din diverse domenii, începând de la filozofie, continuând cu știință, eu știu, psihologie, psihanaliză, pentru că l-avem și pe Sigmund Freud, de asemenea istorie, Ecaterina cea Mare, țarina Rusiei, literatură, Virginia Woolf, Mark Twain, Victor Hugo, iată domenii diferite, Nikola Tesla în știință, Mahatma Gandhi, Dalai Lama în spiritualitate. Colecția Autobiografia încearcă să scoată în evidență aceste mari personalități și să le aducă în fața dumneavoastră, în fața cititorilor. Astăzi, un subiect interesant, vom vorbi despre un personaj cu totul și cu totul special, un personaj aparte în literatura universală. Este vorba despre Virginia Woolf. Pornind de la o carte, cartea Jurnalul unei scriitoare, în colecția Autobiografia a editurii Herald, o să prezint la cameră și am să prezint și invitații noștri de astăzi. Este vorba despre Miruna Vlada, scriitoare, cercetătoare SNSPA, membră PEN România, și Gabriela Fecioru, poetă. Ni s-au alăturat și le mulțumim foarte mult că și-au făcut timp să fie alături de noi astăzi. Să vorbim despre Virginia Woolf, despre acest personaj, spun eu, cu totul și cu totul special în literatura universală. Hai să vedem, hai să spargem gheața și nu nominalizez. Cine simte nevoia să intervină, intervine. De ce este atât de specială Virginia Woolf? Față de alți scriitori, bărbați, sau față chiar de alte scriitoare în peisajul literaturii moderne universale. Hai, nu știu, Miruna. Cred că am și eu cartea aici, e cu mine. Adică am și dormit câteva nopți împreună, să zic așa. Cred că e importantă Virginia Woolf pentru că a influențat foarte multe voci feminine din literatură până în zilele noastre și chiar cred că anul trecut undeva, dacă nu mă înșel, a apărut o carte dedicată ei la editura Black Button, o carte care se numea Dragă Virginia și în care include niște scrisori adresate Virginiei din partea unor scriitoare contemporane din România. Și deci Virginia trăiește și a rămas alături de noi, să zic așa, până în zilele noastre, vă vadă că se fac încă demersuri pentru, să zicem așa, a o recupera, dacă putem spune, sau a-i recupera memoria, cu alte cuvinte. Jurnalul de față, cred că intrăm puțin deja în jurnal, că de acolo mă duc, între jurnal. Între jurnalul Virginia Woolf, care se numește Jurnalul unei scriitoare. Cred că ne aduce în față pe Virginia, cea foarte vie, foarte activă,
cum să zic, am descoperit un personaj pe care cumva tot comparam cu Silvia Plath, pentru că citit în jurnalul Silviei cumva și înainte și încercam să regăsesc acele introspecții pe care le-am găsit la Silvia, însă este o mare diferență între Silvia și Virginia. Deci cred că o să las Miruna să zică și ea nu știu, să răspundă la întrebarea pe care o că intru deja în dedesubturile jurnalului. Da, eu vreau să continui cumva ce spui tu și anume că cel mai bun mod de a descoperi de ce a fost specială Virginia Woolf este să citești acest jurnal. Bine, cu toate astea, cred că e destul de incomplet să citești jurnalul fără să fi citit și cărțile ei, pentru că jurnalul arată experiența scrierii romanelor ei și îți creează o poftă nebună de a o reciti. Deci asta cu siguranță. Mie, de exemplu, la Valurile l-am citit cam la sfârșitul clasei a 12-a și mi-a făcut o poftă nebună de a măcar de a-l resfoi, nu de a-l reciti în totalitate, văzând în acest jurnal cât de mult s-a îndoit de cartea asta și în același timp cât de sigură era că e o carte foarte bună și că totuși e o carte în care ea inovează enorm. Adică ce o face specială, cred că pe Virginia și pentru cei care n-au descoperit-o ca scriitoare, evident, trebuie să o facă, în acest jurnal vor avea ocazia să descopere cumva, pe de o parte, intensitatea cu care trăia orice carte, intensitatea cu care trăia scrisul. Și aici comparația cu Silvia Plath este cumva extraordinară, ele suferind în mare măsură ambele de niște dezechilibre psihice, dar și de un fanatism al scrisului. Și foarte bine că ai menționat Gabriela și văd că Sorin e în acord. În povestea lor se aseamănă inclusiv cenzura soțului. Da? Deci știm bine că acest jurnal a avut inițial 27 de volume și soțul Virginiei, Leonard Woolf, a făcut un cut and paste pe acolo și a făcut el ordine, a scos ceea ce probabil îl deranja sau îi se părea prea intens și cunoscând-o pe Virginia, cred că ne putem imagina probabil ce era acolo. La fel cum Ted Hughes, soțul Silviei Plath, a făcut în cazul jurnalului Silviei de după moartea sa. Deci cenzura castratoare masculină cred că e interesantă în ambele cazuri. Dar revenind la Virginia, trebuie totuși spus că e și o carte incomodă. Nu este un jurnal, așa, nu știu, pe care să-l citești stând la plajă ca să vezi, ia uite cum gândește o scriitoare. Aș spune că este un jurnal foarte neliniștitor pe alocuri, chiar dacă, sigur, te poți bucura de anumite detalii din astea despre viața literară a Londrei anilor 20-30, despre, nu știu, mici picanterii sau despre poate chiar societatea, în alta societate din care făcea parte Virginia, dar stările pe care ea le descrie sunt adesea copleșitoare, sunt adesea cumva foarte greu de tolerat și aici să-mi spui tu, Gabriela, pentru noi ca și scriitoare, cred că e cu atât mai greu pentru că ne-am... Pe de o parte e bine că am simțit extrem de multă empatie, dar pe mine parțial, nu știu, m-a și încărcat puțin cu o parte din deznădejdea asta ușor bolnăvicioasă a Virginiei. Da, dacă jurnalul Silviei Plath îl citeam doar duminicile, e de o melancolie și o stare foarte tulburătoare transmite jurnalul Silviei Plath. Eu sunt înconjurată de jurnale aici, pentru de dimensiuni de genul acesta. Sigur, acum am citit jurnalul Virginiei Woolf, nu l-am citit, să zic așa, în flux neapărat, pentru că, cum spui, transmite, există riscul să te contaminezi cu cumva îi transmite atât de mult Virginia Woolf încât există marele risc ca, chiar dacă ești scriitoare și ești conștientă că nu trebuie să intri atât de adânc și să rămâi acolo în lumea cărții pe care o citești, cu toate astea, pornind de la ideea asta, în momentul în care începi să citești
citești jurnalul Virginia Woolf, te scufunzi în această apă a uneori a delirului ei creator și a viziunii ei și a lumii ei interioare și exterioare, pentru că mi se pare că Virginia Woolf este tipul de artist complet și complex. Adică, inclusiv în momentul în care primea invitat, sigur că se plângea că trebuie să se rupă de frig și snobismele alea o enervau, pentru că făcea parte dintr-o pătură socială privilegiată, să spunem, și însă cu toate astea nu suferea micile mofturi ale invitaților și mai ales ale fete bărbaților și ale doamnelor cu pălărioare, cu moda de atunci. Însă îi privea cu mare atenție, reținea, asculta, observa și cumva cred că ea filtrată de aceste informații și le convertea mai apoi, folosindu-le în scrierile sale, așa cum face și cu Vita, Orlando, o biografie, de exemplu. De aceea n-am citit jurnalul ei în flux, l-am citit etapizat cumva, în zile diferite, însă e curios lucru că nu pierdeam conexiunea cu Virginia, pentru că o citeam astăzi, reluam mâine, reluam voi mâine sau, eu știu, 4 zile mai târziu și descopeream că rămăsesem de fapt cu Virginia, chiar și mi-am atins ăsta. Dacă pot să adaug și aici, Gabriela, și ca să poate să și concluzionăm această primă întrebare, ar fi ideea asta că e o carte care trebuie să fie în diferite biblioteci. Deci nu este o carte, evident, doar pentru scriitori, deși este jurnalul unei scriitoare, este o carte din care categorii foarte largi de public pot să găsească ceva interesant. De exemplu, pasionații de istorie vor putea foarte bine să simtă atmosfera epocii acelea britanice, interbelice, pasionații de istorie literară, cu atât mai mult pentru că apar multe personaje, mulți scriitori, atât despre care scria Virginia, dar și pe care îi cunoștea. Poate chiar și cei pasionați de moravuri sau de, să zicem așa, anumite teme sociale pot găsi foarte multe. Deci este o plajă foarte largă, poate chiar și cei interesați de introspecție și limitele pe care le-a împins Virginia legate de introspecție și cât de crud și de autentic poți fi în a te chestiona. Este deci o carte la care se poate reveni în diferite momente, evident, ale vieții. Este o carte care eu aș saluta editura Herald pentru reapariție. Trebuie spus că prima traducere a apărut în anii 80 și de atunci această carte, în traducerea lui Mihai Miroiu, iar acum este în traducerea Ancăi Irina Ionescu. Și cred că e important să menționăm de fiecare dată traducătorii, pentru că ei sunt cei care ne oferă un autor în limba noastră. Și este absolut salutar că avem o nouă ediție a acestui jurnal în zilele noastre pentru o nouă generație de cititori. Înainte de a pune următoarea, de a vă adresa următoarea întrebare, pornind de la un mic citat de pe clapeta 1 a Virginiei Woolf, dragi cititori, aș vrea să vă reamintesc campania inițiată de editura Herald, autobiografie care te dezvoltă, desfășurată între 30 aprilie și 10 mai. Intrând pe site-ul editurii Herald, accesând site-ul editurii www.edituraherald.ro, toate cărțile din colecția Autobiografia, mari personalități care au schimbat istoria și fața omenirii, le găsiți cu o reducere de 40%. Cel mai rău lucru, spunea Virginia Woolf când scrie, este că depinde atât de mult de laude. Sunt aproape sigură că n-am să primesc niciun fel de laude pentru această novelă și asta o să mă supere nițel. Avea și un pic un simț al umorului.
Nelăudat îmi vine greu să mă apuc de scris dimineața, dar descurajarea nu durează decât 30 de minute și odată ce încep, uit de toate. Voi ați punctat foarte bine la începutul discuției noastre comparația cu Sylvia Plath. Păstrând cumva proporțiile, normal că Virginia Woolf este mult mai cunoscută din această calitate de novelist, de prozator. Pe de altă parte, dacă ne uităm la resorturile psihologice ale personalității fiecăreia, găsim acolo niște similitudini și ne raportăm cumva la traumele din copilărie care, uite, au ieșit la suprafață și vedem cumva destinul mai mult sau mai puțin tragic pe care ambele scriitoare l-au avut. În timp ce povestea puțin mai devreme Miruna referitor la acest tip de jurnal, jurnalul unei scriitoare, cui se adresează, aș spune că în egală măsură celor pasionați de moravurile sociale din acea perioadă și celor pasionați de istorie și de literatură universală, cred că este o carte care s-ar adresa deopotrivă tuturor artiștilor. Adică eu văd și un compozitor sau un muzician pasionat de acest gen de literatură, de acest jurnal. Văd un pictor sau un sculptor care ar citi această carte, nu neapărat numai din zona literaturii, pentru că aici Virginia Woolf vorbește cumva și de condiția artistului. Că el scriitor, poet, pictor, sculptor, compozitor, muzician și așa mai departe. Este scrisul terapeutic? Și aici mă refer, de asta am și pomenit puțin mai devreme că această carte ar putea fi citită de orice artist. Nu doar scrisul poate fi terapeutic, dar scrisul cu atât mai mult. Adică poți să ajungi să ai niște probleme sau să urmezi niște tipare relaționale din copilărie, tipare disfuncționale, și muzica să te ajute, sau să te ajute pictura, sau să te ajute orice altă formă de artă. Aș spune că am punctat, am văzut, am subliniat faptul că Virginia Woolf mai mult ca orice altă scriitoare de jurnal pe care am avut șansa să o accesez, să zicem, mai mult decât Sylvia Plath, mai mult decât Jenny Axelian, mai mult decât Angela Marinescu, mai mult decât, să zicem, am observat la ea faptul că era foarte pasionată de munca ei și se raporta constant la scrisul ei, era obsedată, aș spune, de scris, din moment ce în fiecare pagina jurnalului întâlnesc această idee și reflexii noi pe marginea romanelor pe care le aveam lucru, fie că vorbim de valurile, fie că vorbim de farul sau de o cameră doar a ei. La un moment dat avea în minte această idee a disprețului pe care îl resimțea din partea probabil a unor critici literari, așa cum spunea pe clapeta 1, da, prima clapetă, că depinde de laude. Îi plăceau, adora laudele cumva. Cred că avea și o doză de narcisism care este atribuită oricărui artist, desigur. Și foarte important de punctat e că Leonard, soțul ei, citea primul manuscris, fiecare manuscris pe care îl termina și îl vedea cu părerea, dar ceea ce e mai interesant este că de fiecare dată spunea că este un roman genial, un roman bun. Deci avea opinii, găsim opinii nu foarte neapărat relevante atâta vreme cât nu sunt și argumentate în jurnalul Virginiei.
parcă cumva de amator, aș zice, dar trecând mai departe, sigur că Virginia a beneficiat de foarte multe recenzii, de foarte multe de o primire din partea publicului cu curiozitate de fiecare dată și vindea enorm, dar avea și aici un soi de ironie. Când lucra la unul dintre romanele ei, spunea că speră să vândă atât de multe atât de multe exemplare, încât să își construiască o cameră de baie la una dintre case și o toaletă, ceva de genul acesta. Adică era și pragmatică, nu era ruptă de realitate, din potrivă, foarte lucidă, opera foarte bine pe ambele planuri. Mergea foarte bine în ambele lumi, să zic așa, în același timp. Acum, sigur că, privind disprețul, voia să scrie la un moment dat despre asta, sigur că scria foarte multe și a făcea critică, spunea că este singura femeie din Anglia care își permite să scrie ce vrea, nu este obligată de universități să scrie, eu știu, lucrări ample, plictisitoare, este preoplictisitoare, pentru că avea întotdeauna în vedere noul roman, un nou proiect. Și literatura ei s-a părut centrală întotdeauna și de ea a vrut să se ocupe, nu de, să zicem, neapărat critică, deși a făcut și asta, evident pentru bani din nou. Gabriela, dacă pot să intervin aici în conexiune cu întrebarea lui Sorin. Foarte bună descrierea asta, acum vedea ea literatura, dar trăgând linie, tu crezi că, de fapt, literatura ei i-a făcut mai mult bine sau mai mult rău? Literatura ei cred că i-a făcut bine, a ajutat-o să-și exorcizeze acele, probabil, traume nespuse, dar transformate, cumva, transferate în cărțile ei. Nu era tipul de om care se spună franc, cumva, și direct, adică de fără metaforizare sau fără să creeze în context. Și atunci eu sigur că probabil că a ajutat-o literatura, dar ce am observat e că nu a avut o viață în afara literaturii. Tot ce se întâmpla era legat de literatură și de cărțile ei. Nu am sesizat în acest jurnal activități în afara scrisului, doar câteva vacanțe, probabil în Franța, cu alături de soțul ei, dar de fiecare dată se întorcea bucuroasă că a scăpat, s-a terminat vacanța. Era, pentru ea nu era o relaxare, ci o corvoadă cumva. Deși excesele acestea, ce părere ai despre excesele ei și faptul că foarte des cădea la pat cumva? Da, asta vreau și eu cumva să spun că pentru un scriitor care se dedică în totalitate scrisului, trebuie să spunem că asta e o categorie aparte de scriitori, bun, probabil trebuie să ai curajul și forța de a face asta și în acea vreme, evident, era și un gest politic pentru o femeie scriitoare să se dedice în întregime scrisului și să aibă libertatea asta atroce de a spune ce gândește. Evident că asta a venit și cu niște costuri foarte mari, adică trebuie spus că faptul că ea este o conștiință atât de vie și faptul că ea în fiecare roman vroia să aducă ceva nou, uneori radical, evident că a fost o povară foarte mare, a pus o presiune extrem de mare, ar pune pe orice om, cu atât mai mult pe o personalitate fragilă, cu anumite traume, cu evident multiple probleme, inclusiv de inadaptare. Adică ea tot timpul este foarte francă legat de chestia asta, se simțea mereu în mediul social, cu sora ei care avea copii și așa mai departe, se simțea străină de toate acele lucruri, dar cumva citești printre rânduri și cătânjala la asta. Adică apare uneori
felul în care ea se raportează la lipsa copiilor sau la faptul că nu are mai mulți prieteni sau apare și un fel de tânjire către asta, dar nu trebuie să înțelegem că pentru scriitori literatura este terapie și atât. Cred că e puțin mai complicat. Terapia, adică faptul că literatura îți face bine când o scrii, cred că vine la pachet și cu un soi de damnare și cu un soi de încărcare foarte mare. De la un punct încolo ai impresia că ea își propune să se lupte singură cu niște demoni extrem de mari, adică de la rolurile atribuite femeii de societate până la convențiile scrisului până și stai și te gândești cum poate un singur om să facă față unei asemenea presiuni. Evident că e cedează și fragilitatea e pusă și mai mult sub semnul întrebării. Deci, ca să răspund, eu cred că scrisul este terapie, dar este și o formă de a te, și în cazul Virginiei, cu siguranță, din păcate, a fost o formă de a se adânci în demonii interiori, a produs un tip de introspecție pe alocuri bolnăvicioasă. Adică eu pe alocuri citind uneori cât de dură era cu sine și cât de aspru se critica, ajunge să te doară pe tine, cel care citești lucrurile astea, și să te gândești cum poate un om să se privească atât de profund pe sine, fără să producă extrem de multă durere. Evident că durerea aia ea o încasa, o strângea, și acea durere sigur a făcut-o să poarte pe picioare, inclusiv la modul fizic, cum bine spui, ea avea săptămâni întregi în care stătea în pat și nu se putea mișca, erau niște simptome clare de depresie într-o fază foarte avansată și chiar știm bine în biletul ei de adio, de sinucidere, ea îi spune soțului ei că nu mai poate trece prin, intuia că urma încă o perioadă de genul acesta, probabil mult mai dură, și efectiv spune nu mai pot să mai trec prin asta. Și atunci stai și te întrebi de ce nu s-a agățat de literatură chiar și în acel ultim moment ca să se salveze. Prin urmare, ne și arată, sigur, și jurnalul ei, care a fost încheiat cu 4 zile înainte ca ea să facă acel gest, ne arată că, sigur, și puterile literaturii și ale artei sunt limitate. Da. Și cum, dacă îmi dai voie să mai adaug încă ceva, cum bine spuneai mai devreme, apropo de felul în care s-au îngrijit bărbații cărora le-au rămas manuscrisele acestea de jurnale, fie că vorbim de Virginia, fie că vorbim de Silvia Plath, fie că vorbim de Jenny Axelian, chiar această intelectuală a României, despre care știm, dar nu este foarte mainstream, așa. Sigur că mi-aș fi dorit cumva să descopăr la ele probabil și alte laturi, cumva mai domestice ale vieții lor. Mi se pare că sunt, cel puțin la Virginia, descoper mult obiectivism. Bine că ea și spune la un moment dat că ea urăște subiectivismul, că nu îi place să își asume subiectivismul cumva și de aceea descrie cumva la modul acesta obiectiv diverse conversații sau diverse gesturi ale celor din jurul ei. Aici am căutat să găsesc amănunte ale vieții de cuplu pentru a o regăsi pe ea în postura de soție, dincolo de postura de scriitoare. Deci cumva să o găsesc în complexitatea ei. Nu am găsit foarte multe amănunte despre Leonard, nu îi acordau atenție foarte mare, sau cel puțin din ce am putut să văd, mi se pare că e foarte mult tăiat din moment ce se stare atât de rapant, cum aș spune, de la, de exemplu, 12 ianuarie la 26 ianuarie, dar sunt pasaje atât de scurte. Cred că s-a tăiat foarte mult undeva acolo la, din 26 de caiete, totuși să rămână atât, aș spune că a fost foarte dur acest Leonard cu jurnalul Virginiei Woolf. Cred că n-ar fi trebuit totuși. Aș fi vrut să adaug aici un singur citat și legat de partea asta de terapie, Sorin, și încheiem
acest fluviu de răspunsuri. Ea spune la un moment dat în jurnal, nu am darul realității, eu dematerializez ca să înțeleg. Cred că e un fel de definiție foarte bună a tot ce face ea și în jurnal și în cărțile ei. Ca să fac o mică completare în glumă la ceea ce spunea mai devreme Gabriela, îți dai seama, Leonard, cât o fi tăiat el acolo, ce nu i-a convenit din jurnal. Așa. Deja nu știi, biografii Virginiei știu, adică s-a documentat faptul că ea a avut și o altă relație și că, în fine, a fost destul de nefericită în acea căsnicie, deși îi datora foarte mult soțului, dar ea a explorat, sigur, niște relații intense și cu alte persoane. Da, până la urmă soțul i-a fost alături, chiar dacă avea și el, să spunem, un spirit critic, dar i-a fost alături. Imaginați-vă... Deci datorăm viața ei în mare măsură până la vârsta respectivă lui, pentru că el a făcut niște eforturi de a o îngriji, de a asigura confortul material și așa mai departe, foarte mari. Adică mă gândesc că dacă ar fi fost singură, Probabil că deznodământul ar fi venit mult, mult mai repede. Ori el i-a fost... Este o recunoștință a ei față de el. Adică chiar dacă sigur poate că îl privea mai degrabă camaraderește decât erotic, să zicem, și asta se simte în carte, se simte că îi datorează foarte mult și faptul că îi dedică acea scrisoare, care e o scrisoare de dragoste, de altfel, spune totul, adică ea era tot timpul conștientă că fără ajutorul lui și suportul lui și așa mai departe, nici ea ca scriitoare nu s-ar fi putut manifesta plenar. Și probabil că Virginia Woolf a căutat în soțul ei și un soi de validare. Da, adică da. Faptul că acea apreciere, faptul că el era primul care vedea manuscrisele și... cum spunea și Gabriela, bun, opinii de amator, nu era un specialist, dar faptul că el era cumva interesat, da, să vină să dea girul scrierilor Virginiei, asta a contat foarte mult, pentru că putea fi un bărbat preocupat de cu totul și cu totul altceva pe care literatura... Da, să nu-l intereseze. Erau majoritatea. Exact. Și să spună, fata mea, tu ești cu pasiunea ta, dar eu nu mă bag. Deci nu... Nu, și aici putem să scoatem o lecție, să zicem, din povestea Virginiei și din acest jurnal absolut fascinant, și anume aceea că scriitorii și artiștii în general au nevoie de un grup de sprijin. Sigur, e ideal dacă el vine din relația de cuplu, din păcate în multe cazuri nu vine, dar totuși trebuie să recunoaștem că oricât de radicală și feministă și inovatoare ar fi o scriitoare, ea datorează foarte mult acestui inel de susținere din jurul ei. Venit de la alte scriitoare, de la prieteni, poate și de la niște cititori anonimi. De aceea e important când citim o scriitoare sau un scriitor care ne place să-i și spunem asta, pentru că valorează enorm pentru el. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și alături de cititorii Herald într-o discuție, zic eu, foarte interesantă, care a adus puțină lumină asupra vieții și operei Virginia Woolf. Am discutat cu Gabriela Fecioru, poetă, și cu Miruna Vlada, scriitoare, cercetătoare SNSP, membră PEN România, despre o carte apărută în colecția Autobiografia la editura Herald, Virginia Woolf, jurnalul unei scriitoare. Și am să vă arăt, dragi cititori, și la cameră, uite, toți o avem. O carte pe care o puteți... Da. Pe care o putem citi alături de alte cărți din colecția Autobiografia, pentru că iată acum avem mult mai mult timp la dispoziție. Până pe data de, așa cum vă spuneam la începutul discuției noastre, până pe data de 10 mai, campania Autobiografii care te dezvoltă despre mari personalități ale lumii, din știință, din filozofie, din istorie, din literatură, care au schimbat înfățișarea omenirii. Cărți pe care le puteți găsi în această colecție minunată, Autobiografia, pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, cu o reducere de 40% în cadrul campaniei Autobiografii care te dezvoltă. Virginia Woolf, o scriitoare minunată, remarcabilă, dar și atipică, am putea spune.
în peisajul literaturii universale din acele vremuri. Jurnalul unei scriitoare, o carte pe care vă recomandăm cu mare drag. A fost alături de noi Gabriela Fecioru, Miruna Vlada, vă mulțumesc foarte mult și sper să ne reîntâlnim. Mulțumim. Poate cu... Și eu aș face și un îndemn la final, pe lângă biografia unei mari scriitoare, să descoperiți și autoare contemporane din România și să începeți cu Gabriela Fecioru. Începeți cu Miruna Vlada, aș putea spune. Cu orice scriitoare contemporană, cred că e important. Mulțumim mult, Sorin. Și eu vă mulțumesc din suflet. Lectură plăcută în continuare și o zi minunată tuturor. La revedere!